S-a trezit dimineața, într-o dimineață, cu o săptămână înainte să meargă la competiție și mi-a spus: Mami, sunt sigură că voi câștiga la Constanța Cupa. Și am întrebat-o, de unde ești așa de sigură? Și ea mi-a spus, pentru că am visat azi noapte că urcam o scară și am ajuns până sus. Și atunci ea a considerat că acest vis i-a arătat practic locul unde va ajunge ea, foarte sus. Și în satul vă, a urcat pe treapta cea mai înaltă. Apoi i-a ducat pe locul unde a câștigat și pedalele de ochi. Acest lucru nu era posibil fără ajutorul tău și al celor care, bineînțeles, au fost la unison cu tine și au ajutat-o. Oameni simpli, oameni mari, oameni importanți, de la care, sincer, nu m-am așteptat. Adică oameni care au crezut în ea, care, necunoscând-o de mică sau neștiind exact toată activitatea ei și toate lucrurile pe care ea le-a realizat și toate medaliile și toate concursurile la care a participat, au crezut în ea. Acolo, pe tatami, e o adevărată luptă. Deci nu e o joacă, nu e o mimă. Este totul real, foarte adevărat. Depune foarte mult efort, e o muncă îngrozitoare. Sunt 3 minute de luptă, dar în alea 3 minute îți vezi tot universul controlat în cele 3 minute. Adică îți dorești ca la sfârșitul celor 3 minute să te declare câștigător și de o parte și de cealaltă. Nu e ușor nici pentru cel învins. Ane nu a fost din totdeauna ca acum, la 10 ani. Normal, a început de jos, ca orice copil începător. Dar a luat-o pas cu pas, treaptă cu treaptă, exact așa cum ea a visat acea scară în fiecare zi. La antrenamente, la competiție, am mai urcat câte o treaptă, dar de fiecare dată i-am spus, nu te oprești nici măcar atunci când ai ajuns sus. A fost foarte fericită că a putut să ajungă acolo, își dorea foarte mult să ajungă la Constanța. De câte ori s-a ținut această competiție, bineînțeles, noi nu am participat, anul ăsta a fost prima participare la Constanța și atunci ea a spus, de data asta câștig și a câștigat. Am aflat în Germania vestea cea mare, am avut niște emoții fantastice, am plâns, m-am rugat, am implorat cerul, astrele, totul să fie de partea ei și să-și împlinească visul, pentru că deja jumătate din vis era împlinit, ajunsese acolo. Dacă ecoul ar fi ajuns până la Constanța, cu siguranță m-ar fi auzit în momentul în care am strigat de fericire, dar fără voce, iar deocamdată nu există cuvântul potrivit să pot să îl spun, deci acel cuvânt care să descrie exact starea pe care eu am avut-o în momentul în care îmi telefona și îmi spunea pas cu pas ce a câștigat. Am simțit că tot universul se comprimă într-un singur apel telefonic, cel pe care eu l-așteptam. Și apelul telefonic a venit, iarăși după o oră și jumătate, în momentul ce s-a încheiat și ultimul meci, și atunci m-a sunat ea personal și mi-a spus, Mami, am luat cupa. Bineînțeles că sunt susținuți, nu numai ea, și toți ceilalți sportivi. În primul rând sunt susținuți și motivați de sensei, iar sensei întotdeauna a spus, nu contează ce centură legi la mijlocul, la talie, da? Nu contează pe ce treaptă a podiumului te afli. În viață așa este, poți să urci cu liftul,
și să cobori cu etajul. Adică poți să ai o ascensiune foarte rapidă și foarte sus, da? Și dintr-o dată după aceea să pici cu tot etajul, adică cu toată greutatea a tot ceea ce ai făcut până atunci și să fii la nivelul de jos. Asta nu înseamnă că trebuie să te oprești, ci trebuie să mergi mai departe, pentru că înseamnă că a fost un moment în care s-a întâmplat ceva. Dar spiritul de luptă și tenacitatea și voința trebuie să meargă mai departe. Contează foarte mult mintea. În primul rând să-ți fie antrenată mintea. Nu contează rezultatul, nu contează decât să fii acolo, să dai tot ce poți și rezultatele se vor vedea pe parcurs.